Cei care au trecut în aceste zile prin centrul orașului Jibou au fost invitați să guste un suc absolut sănătos din mere. Cei care au făcut această ofertă erau 4 copii din Jibou. În schimbul unui pahar de suc, trecătorii le-au donat copiilor bani pe care aceștia au promis că îi vor folosi la amenajarea sălii de clasă. Copiii au obținut sucul de la reprezentanții grădinii botanice care au procesat merele pentru obținerea acestui suc natural. Noi, practic, acțiunea lor este rezultatul unui parteneriat între școala Octavian Goga și grădina botanică și care, din dorința, practic, de a strânge fonduri pentru înfrumusețarea școlii și a clasei lor. Și de obicei, știți cum este, destul de dificil, școlile nu au fondurile necesare, iar copiii s-au gândit că ar fi o idee bună să facă o acțiune de strângere de fonduri. Și grădina botanică i-a ajutat prin oferirea sucului de mere, care e un suc produs în condiții bune, după cum ați văzut, și pasteurizat și natural, fără conservanți și coloranți, și pe care ei îl oferă un pahar de suc celor care le fac o donație, indiferent de suma donată, practic. Copiii i-au invitat pe trecători să guste din suc, în schimb aceștia le-au donat bani. Vindeți suc de mere? Ce fel de mere? Mere 100%, mere din livadă, culese, 100% naturale. Nu sunt stropite, sucul nu este cu conservanți și noi îl vindem acum ca să ne strângem niște bănuți pentru clasă, să o facem și noi mai frumoasă un pic. Sucul din mere este obținut la grădina botanică din Jibou, unde există un spațiu special amenajat unde sunt procesate merele. Nu folosim EUR, nu folosim antioxidanți și este foarte, foarte natural. Nu se pune nici măcar zahăr. Așa. Și automat, după ce s-a pasteurizat, fierbinte, sucul se pune în baking box. Sunt niște folii de aluminiu care vin puse în niște cutii de carton. După aceea sunt depozitate în magazia noastră. Avem și persoane care ne aduc merele proprii și le procesăm noi aici. Deci este deschisă și pentru cei care au, eu știu, mere mai interesante sau vor pur și simplu să își proceseze o cantitate din merele proprii și să obțină suc de mere. Noi putem să facem și lucrul acesta. Avem mai multe condiții, să zicem, în sensul că fie primesc direct o cantitate de suc, gata ambalat, pasteurizat, procesat, sau dacă doresc tot sucul înapoi obținut din propriile mere, atunci ne plătesc nouă contravaloarea ambalajului și a, mă rog, procesării lui. Cei care vor să cumpere un astfel de suc de mere natural, fără conservanți, pot face direct de la sediul grădinii botanice.